În plină pandemie, când majoritatea spitalelor nu fac față numărului mare de bolnavi de COVID, autoritățile din sănătate refuză să ofere informații vitale. Ministrul Sănătății, Alan Emerenco, plătit din bani publici, le-a arătat din deget jurnaliștilor veniți luni la o conferință de presă după ce a fost luată la întrebări. Demnitarul a explicat că subiectul conferinței viza medicamentele compensate. Dacă aveți întrebări, suntem aici pentru ca să vă răspundem. Doamna Nimerenco, Luba, Maxim, TVR Moldova. Noi avem întrebări legate de alte subiecte, dacă e... De alte subiecte, vă rog, eu cred că acest subiect este foarte important pentru cetățenii noștri. Siguranța este foarte important. Despre alte subiecte o să vă răspundem ulterior și în alte evenimente de presă. Pe un ton ridicat, iritată, Alan Emerenco a refuzat să le răspundă jurnaliștilor care au vrut să afle detalii despre imunizarea anticovid a copiilor. Vă întrebăm despre vaccinarea copiilor începând cu vârsta de 12 ani, dacă tot astăzi... Eu v-am rugat frumos că o să vă răspund ulterior. Noi avem un eveniment de presă, vă rog foarte mult să ne respectați și am să vă răspund ulterior. Deci tema asta tot se referă la medicament. Vorbim că Agenția Medicamentului a schimbat vârsta la care poate fi administrat vaccinul, adică de la 12 ani se referă la Pfizer și vrem să știm dacă va începe vaccinarea copiilor, dacă când este planificată, când... Deci eu vreau totuși să vă întorc la subiectul nostru de bază. Noi astăzi acoperim nu toate subiectele care țin de medicamente. O nouă încercare a presei de a smulge un răspuns de la șefa de la sănătate s-a lovit de un nou refuz. Pentru că ne este foarte greu să obținem răspunsuri de la minister și de aceea, dacă se poate, să le adresăm astăzi. Nu mai aveți întrebări care ar ține de ceea ce am anunțat acum? Aveți. Atunci hai să lăsăm colegii să... Nu aveți? Alte. Referitor la cele care le-am anunțat anterior. Dacă se poate totuși să insistăm pe vaccinarea copiilor, pentru că... Cu mare greutate, Alan Emerenco a acceptat să răspundă doar la două întrebări care nu se încadrau în tema conferinței. Da, puteți să ne spuneți dacă sunt copii care s-au vaccinat? Deci, la momentul de față, eu am răspuns la cele două întrebări pe care mi le-ați solicitat suplimentar. Vă mulțumesc foarte mult. Aceasta este o conferință de presă care este accentuată, deci, pe subiectul medicamentelor și cele care au fost realizate de către noi. Vă rog frumos să fiți înțelegători. Nu este o conferință de presă despre toate. Nu este prima dată când ministrul sănătății lasă jurnaliștii cu ochii în soare la evenimentele la care îi invită. Dacă a fost elaborată aplicație care permite să verifice... Epidemiologic a fost aprobat. Vă rog frumos, dar nu pot, dumneavoastră înțelegeți, eu alerg. Noi foarte rar vă prindem pe nas și foarte rar primim răspunsul. Mă prindeți foarte frecvent, mă prindeți. Ministerul Sănătății nu are un purtător de cuvânt responsabil de relațiile cu presa. Funcția este vacantă de câteva săptămâni.